Bună seara, doamnelor și domnilor! Sunt Claudia Costandiș și în seara aceasta vin cu o propunere de relaxare la doar doi pași de capitală după o săptămână lungă de muncă. Cum sună un weekend în piscine termale, cu masaje realizate de specialiști și cu un meniu à la carte făcut de un șef iscusit, fostul solist de la Animal X? Ei bine, vă invit să vedeți cu ochii dumneavoastră cum vă puteți răsfăța într-un centru wellness. Am găsit Andreea, pare bine de cunoștință. Pentru început aș vrea să ne spui care sunt cele mai căutate pachete pe partea de wellness. Având în vedere că ne aflăm în cel mai mare centru spa din Europa, avem oaspeți cu așteptări pe măsură, iar noi le-am pregătit 50 de activități, incluse în tariful de acces. Și acestea au loc în saunele uscate și nu numai. Îi așteptăm și cu activități în piscina centrală. Acestea reprezintă sesiuni de aquagym, aquakineto, aquashape. Oamenii vin către zona Elysium și caută infuziile cu uleiuri esențiale ce se întâmplă în saunele uscate. Aceste infuzii se numesc aufgussuri. Intrăm în saună cu apă, cu bulgări de gheață îmbibați cu uleiuri esențiale. Le aruncăm pe pietrele încinse și creăm umiditate. Umiditatea aceea o controlăm cu ajutorul unui prosop special în interiorul saunei și creăm o experiență multisenzorială pentru oaspeții noștri. Haideți să ne arăți cum se face asta! Cu timpul, aceste mișcări clasice de prosop, care nu fac decât să împibe moleculele uleiurilor esențiale în pielea oaspeților, acestea au devenit din ce în ce mai spectaculoase. Când spun spectaculoase, mă refer la mișcări ale prosopului cu o singură mână, cum ar fi aceasta, ce transformă aufgussul clasic într-un aufguss show. Un aufguss show este acompaniat și de poveste, și de elemente de show, cum ar fi gheața carbonică în interiorul saunei, de coreografie, devenim niște actori care au o mică scenetă de teatru în 10 minute în interiorul saunei care are numai puțin de 70 de grade. Ulterior, beneficiile vin de la uleiurile esențiale pe care le folosim. Acestea vin cu beneficii asupra sistemului respirator, asupra sistemului imunitar, asupra tegumentului. Multe dintre ele purifică pielea la suprafață, dar și în interior de asemenea. Și ce merge mai bine după o sesiune de saună decât să vă relaxați într-un bazin cu apă termală și cu un cocktail în mână? Thank you. What is it here? It's orange juice, pineapple juice and blue croissant. Is this the most wanted cocktail? It's delicious, especially in the morning. Let me taste it. Very good. Oh, thank you so much. How many of these you prepare each day? Almost like 100-120 cocktails like that one. It's non-alcoholic. Thank you. You're welcome. Hello, are you foreigners? We are from Greece. Oh, and yes. How did you come here? For tourism. For relaxation. For relaxation. How do you like it? Very much. Yeah, it's the biggest spa in Europe, right? Yes, it's the biggest one in Europe. Yeah, Very beautiful. Yes. What did you try until now? Cocktails. Cocktails, yes. And afterwards, probably the sauna. Cheers! Cheers! Un alt loc foarte bun de relaxare pentru perioada aceasta rece este piscina cu apă fierbinte de afară. Haideți cu mine să vă arăt cum e și acolo. Hello. Where are you from? Greece. We're from Greece. From Greece? Yeah, Greece. How long are you staying here? For 4 days. Three. Say hi to my colleague. Hello.
Salut from Greece. It's so beautiful, like paradise. What did you try here? All the things right here, everything, everything. Do you like the outside pool? How yeah, is it? Yeah. Cum e afară aici? Temperatura este ideală pentru această perioadă. Nu ți-e nici frig, nici cald, este perfect. Cred că aici este locul unde este cel mai cald din toată piscina. Puteți să vă dați seama și după aburii care ies din apă. E o senzație foarte tare să stai într-o apă care are 35-40 de grade la o temperatură de 2-3 grade. E superb. Acum că ne-am luat un cocktail, haideți să ne relaxăm în jacuzzi. Spre surprinderea noastră, am descoperit că mai mult de jumătate dintre cei care se relaxau în acest centru de wellness erau străini veniți în București special pentru această experiență. Și acum haideți să vedem și cât ne-ar costa o astfel de experiență inedită. Bună, Andrada, bine te-am găsit! Bine ați venit! Spune-ne puțin ce pachete putem achiziționa pentru o zi aici, în acest centru wellness și spa. Pentru o zi întreagă, sunt pachetele One Day Holiday, așa se numesc, și există zona de răsfăț și de, cu acces în toate zonele. Este zona Elysium, care are saune, 6 saune uscate și unde se întâmplă terapiile acelea pe care vi le-a arătat Andreea mai devreme. Programul este până la ora 11 în timpul săptămânii și 12 în weekend. Tariful variază de la 49 de lei și poate să urce până la 180 de lei în zona Elysium, care include acces la toate zonele centrului, o zi întreagă și la toate facilitățile, plus cele 50 de activități zilnice incluse în tariful de acces. Sunt foarte multe grupuri de burlaci și burlăcițe care aleg să petreacă la noi și vin foarte mulți din Italia, Grecia, Bulgaria, de exemplu, pentru o zi. Îți mulțumim pentru informații, Andrada. Cu mare drag, haide să mergem la masă, ne așteaptă George, ne-a pregătit ceva delicios, garantez. Ia să vedem. Pe șef George îl cunoaștem cu toții din faimoasa trupă Animal X. Marțianu, așa cum era supranumit de fani, ne-a gătit câteva dintre preparatele cele mai cerute ale restaurantului cu meniu a la carte. Bună! Bună, bine te-am găsit! Bine ați venit! Ce faceți? Bine, așteptăm să vedem cu ce ne servești astăzi. Avem o varietate de preparate aici. Avem miroase o supă fină bisc de creveți, dacă îți plac fructele de mare. Îmi plac fructele de mare, da. Este foarte, foarte, foarte bună. Aici avem frigărui de creveți tailandeze, cu un sos picant făcut în casă, cu pui și cu creveți. Și acolo avem un risotto cu homar, ok, și cu fructe de mare. Iar aici avem un desert cu bezele, cu cremă fină de mango, cu kiwi și papaya. Este o explozie de culori și de... Adică piesa de rezistență, vrei să spui. Exact, da, da. După o masă copioasă, mergem în desert. Recomand să începem cu supa. Este o supă bisc. Este un fel de supă cremă, cu creveți, cu o notă puternică de creveți. Mai avem roșii cherry, romanesco, care este văr cu broccoli. Poftă bună! Mulțumesc! Poftă bună! Hai la masă, Alex! Ce vin recomanzi la mâncărurile acestea? Recomand un vin roze, care se potrivește cu toate cele și pentru asta ar trebui să dăm și noroc. Noroc, la mulți ani! Bine v-am găsit! Și ce alt mod mai bun de a încheia o zi de relaxare decât să admirăm apusul din piscina cu apă fierbinte de afară? How do you like it here? It's very nice. Thank you.